la motorul D115 cu cilindri de FI102 pentru tractorul 445, la montarea setului motor, absolut toate ansamblele care se montează în motor sunt foarte importante. Acum trebuie să introducem ansamblul bielă-piston, segment în cămășile din cilindri din blocul motor. Prima fază este montarea cuzineților pe bielă și pe capac. Avem pistonul de la 1, capacul de montaj jos și avem setul de cuzinit MHH, MHS Bearings Brașov. Foarte bine, pentru că este și la noi firmă care să construiască cuzineți, să nu mai cumpărăm din afară la preț dublu și triplu față de cum sunt aceștia de la noi și calitatea este aceeași. În videourile din anterioare am avut probleme la un Fiat 315 cu motorul 506D, am avut probleme cu cuzineți, nu am găsit, i-am confecționat la MHS Brașov. Mi-au confecționat foarte bine, merge perfect, pentru că și cuzineții străini sunt aceeași calitate, compoziție ca și cei românești. Acum se montează, căci am fost întrebat, domnule, păi zice, de ce nu arătați cum se montează cuzinețe, cum se pune la siguranță, cum se montează. Acum aș vă arăt în fiecare montaj în parte cum se montează. De exemplu, cuzinetul are o siguranță într-o parte. Aceasta este pe partea dreaptă, cum țin eu, că dacă întorc invers este pe partea stângă, dar cum îl țin în față, pe partea dreaptă, se montează cu siguranța, se apasă în jos, trebuie să intre, să nu joace în capac. Cuzineții sunt grupa de reparații STAS, pentru că arborile nu are uzură, este STAS. Acum, montarea cuzinețelor pe bielă, avem iarăși acea siguranță, se montează cuzinetul cu siguranța la în bielă și se presează, se strânge, că este elastic, se strânge în bielă. Avem pistonul numărul 1, capacul numărul 1, atenție, nu se inversează capacele. După ce am montat cuzineții, punem un pic de ulei pe capac, pe cuzinet, și îl punem deoparte, în spate, pregătit, în partea numărul 1, în față. Pregătim și
numărul 1, pregătim numărul 2, capac. Se montează cu siguranță, la siguranța din, pentru că siguranțele sunt stas la capac, stas la bilă. Nu trebuie inversate la bilă. Avem un orificiu la cosinet pentru ungerea. Uite, un leu cu miasă. Aici. Presiunea, ca să discutăm și puțină teorie, presiunea care vine la linia de arbore să ungă cuzinetul, prin acest orificiu intră un leu, presiunea intră și ajunge la bucșa și la bolțul din piston și din bilă. Va unge bucșa și axul. Și pe aceste două orificii, un leu este stropit pe pereții cilindrilor, în urcă în sus la punctul mort superior, când coboară la punctul mort inferior și unge cilindrii pentru a lubrifia frecarea segmenților pe cilindru. Avem segmentul de ungere, segmentul raclor cu nas, care ei vor rade un leu de pe cilindru și îl coboară jos în... Punem și la asta puțin un lei. Bilă. Numărul 3. Se montează la siguranță. Se apasă. Capac. Strânge bine. Așa. Punem capacul în spate, pregătit. Ungem bolțul. Așa. Și am pregătit ansamblu bilă piston cu cuzinețe. Urmează introducerea ansamblului bilă piston în cămașa cilindrului din bloc.